ziua și bine ați venit astăzi, când prezentăm echipa de conducere a clubului Dunărea 2005. Aș vrea să vă mulțumesc celor doi care sunt astăzi noi veniți în echipa Dunării 2005 Călăraș, domnul Cristian Dumitru Pustai, a fost antrenorul echipei Gaz Metan Mediaș, a avut cele mai răsunătoare succes cu promovarea în Liga Campionilor. Acum noi avem o situație specială și vrem să revenim în Divizia Națională. Astăzi domnul Cristian Pustai împreună cu Eugen Părvulescu, care va fi președinte executiv, vor conduce echipa Dunărea 2005. Ei împreună au condus Pandurii Târgu Jiu în cea mai bună perioadă a sa, a evoluat în clubele europene, a fost al arbitru divizional A, a condus formația Voința, Pandurii Târgu Jiu, Universitatea Cluj-Napoca și recent, pentru o scurtă perioadă, Academia Clincea. Astea sunt prezentarea pentru noua echipă a Dunării Călăraș 2005. Domnul președinte Brișan, în noua formulă putem să revenim în Divizia Națională? Mulțumesc, domnul președinte, și eu sunt încântat de alegerea atât a domnului antrenor Cristi Pustai, care pentru mine este un exemplu de profesionalism în fotbal românesc, cât și a domnului Părvulescu, și am convingerea că împreună cu dumneavoastră vom putea obține o nouă promovare în Liga 1. Pentru că dacă acum 2 ani am fost o surpriză, acum clubul ăsta de fotbal este o certitudine și chiar dacă am retrogradat anul trecut, eu zic că am învățat din greșeli și putem realiza acest obiectiv, adică promovarea în Liga 1 din anul acesta. Mulțumesc, domnul președinte Brișan. Domnule director Grama, sunteți și membru în Consiliul Director. Consiliul Județean asigură finanțarea echipei Dunărea 2005. Bugetul pentru anul acesta e suficient să putem să promovăm în Divizia Națională? Mulțumesc, domnule președinte. Da, bugetul este suficient și satisfăcător pentru a asigura toate cheltuielile pentru ca echipa de fotbal și personalul administrativ să-și poată desfășura activitatea în condiții normale. Este o nouă provocare accederea în Liga 1. Cred că împreună cu noul staff vom face tot ceea ce ne stă în putință ca echipa să revină în Liga 1. Condițiile, așa cum știți, asigurate de Consiliul Județean împreună cu dumneavoastră, au fost ca și anul trecut și vor fi în continuare la cele mai ridicate cote și cred că împreună obiectivul îl vom atinge. Vreau să vă spun că acest proiect este pe termen lung și cred că împreună vom avea ca prioritate, pe lângă promovarea în Liga 1, și crearea unei baze pentru copii și juniori. Mulțumesc, domn director. Domnule Cristian Pustai, bine ați venit la Călăraș. Ați preluat conducerea echipei, sunteți antrenor cu un palmares bogat. Nu vrem să ajungem în cupele europene, măcar să revenim în Divizia Națională. Bună ziua, mă bucur că am reușit după o pauză de un an de zile luată în cadrul echipei Gaz Metan, pentru că am ocupat o altă funcție de director tehnic. Am revenit din nou pe marginea terenului, pentru că acolo este plăcerea de a face și a depinde multe lucruri de persoana mea. Cred că n-are rost să vorbim de trecut, de palmares, trebuie să ne ancorăm în prezent, în viitor. E un început, probabil greu, pentru că orice început este greu. Anul acesta, a doua, s-ar părea că este poate mai interesantă decât Liga 1, pentru că sunt cel puțin 9 echipe care și-au anunțat dorința asta de a promova.
Sper să realizăm acest proiect, să-l ducem la bun sfârșit, pentru că este un proiect pe 2 ani. Eu, în general, am lucrat, cred că sunt cel mai longeviv ca și distanță la un club. Am activat 7 ani la Gaz Metan consecutiv. Deci ca și dorință de continuitate e una dintre cerințele mele, pentru că e foarte greu să faci o echipă imediat, dar acest obiectiv poate fi atins pentru că am găsit aici oameni entuziaști, oameni care doresc, inclusiv subsemnatul, să ne înhămăm repede la muncă și să pornim pe un drum care, am zis, nu cred că va fi un drum ușor. Important este să ne dorim cu toții tot ce reprezintă fotbal în acest oraș și în acest județ. O întrebare dacă... Nu. Domnul Eugen Pârvulescu, bine ați venit la Călăraș. Mulțumesc, domnul președinte. Ați renunțat la o funcție de director al clubului sportiv Mediaș și veniți cu ambiții mari și iar negocierea pe care noi împreună am avut-o, ați pomenit ceva de o academie la Călăraș. Doresc foarte mult. Care să o înființați și cu această academie să putem să promovăm, să spunem, talentele nu numai din Călăraș, ci din țară, să putem arăta că performanța se face și la Călăraș. Săptămâna bună ziua! Am venit la Călăraș, la Dunărea Călăraș, pentru a duce mai departe lucrurile bune și foarte bune făcute de cei care sunt în conducerea clubului sau cei care au fost în conducerea clubului Dunărea Călăraș. Este un moment, dacă pot să spun așa, puțin mai dificil, după o retrogradare venită într-un minut 96. E clar că este foarte dureros. Sperăm din tot sufletul, eu am semnat un contract pe 3 sezoane, pe 3 ani, sperăm în foarte scurt timp, ne dorim foarte mult împreună cu toți cei care sunt la masă și cu dumneavoastră, sunt sigur, și cu publicul călărășan să aducem echipa Dunărea Călăraș cât mai repede pe prima scenă a fotbalului românesc. Nu va fi o misiune ușoară, dar ne rămăm, cum a spus și domn profesor Pusta, la acest obiectiv. Sunt, dacă ne uităm bine, din cele 20 de echipe din Liga a doua, dacă nu mă înșel, în afară de Mioveni și încă o echipă, Turistul Număr Gurele, restul sunt echipe din reședințe de județe plus două echipe din municipiul București. Echipe cu bugete mari, sunt sigur că va fi o luptă aprică, dar sper și noi să fim acolo și să ne luptăm pentru o promovare din nou rapidă pe prima scenă a fotbalului românesc. Mulțumesc, domnul Eugen, dar despre Academie... Acum vreau cum spun, despre Academie... Am avut o discuție cu domnul președinte al Consiliului Județean. Îmi doresc foarte mult. N-am reușit la Târgu Jiu. Eram foarte aproape, pe punctul de a pleca la o nouă academie, Pandurașul, vreau să-i spunem, la Târgu Jiu. Acum am găsit înțelegerea domnului președinte. Am promisiunea că ne vor crea toate condițiile pentru un foarte scurt timp la Călăraș să există o academie de fotbal. Pentru că acesta este viitorul. Încercăm în prima fază să aducem copii din județul Călăraș, din județele limitrofe și, de ce nu, și din toată țara. Dacă o să fie condiții bune de pregătire, de cazare, masă, școală, atunci cu siguranță o să vină și copiii. Am promisiunile domnului președinte că toate aceste lucruri, mă refer la infrastructură, se vor fi finalizate. Deci, în scurt timp, ne dorim foarte mult și îmi doresc foarte mult să pornim această academie. Mi-aș dori în acești 3 ani să mai trăiesc momentele frumoase pe care le-am trăit la Târgu Jiu. Nu o să uit niciodată fluierul final al arbitrului din partida cu Astra Giurgiu, când Pandurii Târgu Jiu a devenit vicecampioană a României în premieră, o echipă mică, de ce nu și Călărașul, pentru că și Târgu Jiu are 100.000 de locuitori, Călărașul acolo 60-70, nu, domnul președinte? 70. Da, sunt informat bine. Și de ce și să nu trăiești și cu Dunărea Călăraș asemenea momente. Și mi-aș dori chiar și momentul din 29 august de la Braga, când prin golurile lui Alin Buleică și Ciucuri, Pandurii Târgu Jiu s-a calificat în Europa League. Momente unice pe care mi-aș dori să le mai trăiesc o dată, după aceea să mă las. Doamne ajută să le trăim cu toții, ne-am bucurat
să reeditați performanțele pe care le-ați avut și pe care le-am dorit să le aduceți și la Călăraș. Academia pe care a spus-o va fi una din prioritățile noastre. Noi avem un liceu auto care are o secție, zonă sportivă, clase de sportivi, care vrem să înființăm o clasă în primul an, să vedem dacă putem să cooptăm copii din județ care sunt cu performanțe la fotbal, să reușim să integrăm din cadrul școlii pentru performanțele viitoare, pentru nevoile și ce nevoie are Călărașul pentru sportivii care vor activa. Întrebări? De ce v-ați mișat de la Express? Domnule antrenor, ce ați găsit la Călăraș? Și mă refer la jucători și buget. Doar aseară am sosit prima dată în Călăraș. Așa că despre ce am găsit, v-am zis, am găsit întâi niște oameni cu care m-am întâlnit și v-am zis o relație pe care o stabilești întâi cu conducerea, îți dai seama dacă are sens sau nu să vii la Călăraș. Eu am avut acest deja vu, pentru că la fel m-am întâlnit acum vreo 6 ani cu un conducător. Am stat vreo 5 ore și n-am vorbit de fotbal și pe urmă am făcut pasul și m-am dus la Panduria. Așa am venit astăzi cu inima deschisă. Ce am găsit? O să vedem, pentru că la o reconstrucție se pornește de jos, se reclădește o echipă. Și sunt jucători care și-au exprimat dorința să plece. Este mai bine să plece, pentru că nu trebuie să ții pe nimeni cu forța. E un început nou cu un sistem în care ești obligat să joci cu 2 jucători sub 2000 născuți și atunci, cu siguranță, în lotul Dunării se vor regăsi vreo 6-7 jucători tineri. Iar restul, structura, scheletul echipei, toate că timpul, dacă ne uităm așa, timpul fizic ne cam presează, perioada de transferuri este până în septembrie, așa că ar fi bine nici să nu ne grăbim. Pentru că, din păcate, poți să aduci foarte mulți jucători și să n-ai o echipă. Ce referitor la buget? La buget am avut o discuție cu domnul președinte. Eu zic că pentru Liga a doua este un buget corect și e foarte important să începem bine. Ce vreți să mai zici când ați afirmat că putem să avem jucători de la Dunării? Nu, zic că a fost o experiență. Din statistici, Dunării a rulat foarte mulți jucători. Deci eu îmi doresc să am un lot, dar maxim de 24 de jucători. Să nu mai repetăm greșelile. Domnul Gramă, dați răspuns că dumneavoastră sunt cu informația. Deci, după cum știți, foștii jucători care au activat în Liga 1 au avut o clauză care putea fi activată în condițiile în care echipa rămânea în Liga 1, iar în condițiile în care echipa a retrogradat, clubul de fotbal nu putea, pe bugetul actual, să mențină salariile, având în vedere că drepturile TV nu mai sunt luate în calcul. Și atunci această clauză am activat-o, o parte dintre ei, marea majoritate, au plecat și au rămas un număr de, la acest moment, de 6 sau 7 jucători. Care sunt acei jucători? O să vă transmitem la sfârșitul ședinței o listă cu jucătorii care au rămas. A venit decizia pe RF? Astăzi. Astăzi se judecă, astăzi, în pronunțare. Atunci de ce vorbim despre retrogradare, dacă nu avem încă un răspuns oficial? Suntem retrogradați. Am pierdut meciul la Sibiu și deja suntem în retrogradați în divizia B. Această șansă pe care astăzi o greșeală, să o spunem, a clubului Steaua a adus-o în prim plan, o șansă pentru noi. A făcut contestație Universitatea Cluj. Iar noi am profitat de această contestație și am făcut și noi contestație că suntem cei favorizați, în condițiile în care favorabil se va constata că donația dată din același cont în care se finanțează un alt club. Și atunci suntem cu șansa. Poftim? Ce veți face dacă rămânem în Liga 1? Ne mișcăm repede. Ne mișcăm repede. Aducem un alt lot. Aducem lot de divizie pentru divizia națională. Verdictul, Liceniu are prima etapă cu Craiova.
E țintarul ligii întâi. E sub rezerva deciziei din această zi. Da. Vreau să-l întreb pe domnul Curbulescu dacă consideră că sunt șanse să... Nu vreau să discut acest subiect pentru că eu am fost la Clinceni, nu e fair play și fiul meu este component al echipei FC Clinceni și nu e fair play. Haideți să vă întreb ceva care e mai fair play. Care e programul până pe 3 august? Programul echipei? Reunirea astăzi, pe data antrenamente la Călăraș, pe data 4-5 vizita medicală, pe data de 10 se pleacă în cantonament la Basco în Bulgaria, se stă până pe data de 22, vom disputa 5 jocuri de verificare în Bulgaria. Și legat de, de lotul de jucători, ne puteți da câteva informații? Nu vă pot spune certitudini pentru că suntem în discuții. Nu am semnat niciun contract cu niciun jucător nou. O să vină jucători în această la reunire și probabil până plecăm în Bulgaria, sper să Cristian Pustai să aibă la dispoziție cel puțin 80% din lotul cu care va aborda ediția de campionat 2019-2020. După domnul dumneavoastră, care e cea mai bună echipă acum de la Liga 2? Nu știu, văd că toată lumea se grăbește, se iau jucători, prețurile, nu vreau să vă spun ce contracte se dau, deci nu înțeleg chiar nimic. Văd că se mișcă foarte bine Petrolul, se mișcă FC Arce și surpriză, nu știu dacă e surpriză, turistul Măgurele, care sparge toate baremurile. Domnul Pustai, aveți o listă cu jucători pe care vi-ați doriți și, sau vi doriți la Dunărea și sunt și disponibili în momentul ăsta? Noi am lucrat de o săptămână, tot ne gândim la o structură de jucători. Bineînțeles că negociem, dar e greu să vă spun acum până nu se semnează. Cel mai bine este după ce s-a semnat să facă prezentarea jucătorului respectiv. Pentru că, exact cum zicea și domnul Pârbulescu, pe piață sunt foarte mulți jucători și se licitează un pic cam mult, după părerea mea, pentru Liga 2. Dar jucătorii trebuie să dea răspunsul pe teren, să sperăm că o să facem o echipă care să mulțumească pe toată lumea. Dacă rămânem în Liga 2, bugetul va avea o scădere de cât la sută? Jumate. A scăzut la jumate, la 50%. Avem un buget 100.000 de euro pe lună, acum avem 50.000 de euro pe lună. Bugetul a scăzut la jumate pentru... Și drepturile de televiziune influențau acest buget. Nu, bugetul Consiliului Județean cât va fi? Tot la jumate, da. Cu Nocturna ce faceți? Nocturna deja avem contractarea pentru achiziția lucrărilor de construcție, am transferat-o toată, e deja în stadionul Ion Comșa, predată către domnul președinte Brișan, fizic e predată, decât metalul. Urmând ca firma care va câștiga licitația să o monteze, să o pună pe poziție. Cel care a demontat-o trebuie să vină la licitație pentru montaj. Dacă rămânem în Liga 1, vom juca la Giurgiu? Până nu va fi gata Nocturna? Cred că Giurgiu e singura variantă apropiată nouă. Cea mai apropiată nouă, da. Sistemul de degivrare? Sistemul de degivrare a fost achiziționat, urmează să fie introdus până la începerea campionatului.